Stadionul Viorel Mateianu din Baia Mare a găzduit duminică meciul de fotbal dintre Minaur și Dinamo București, partidă contând pentru etapa noua a ligii a doua. Meciul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Cei care au deschis scorul au fost oaspeții dintr-un penalty prin Ahmed Bani în minutul 36. La ultima fază a primei reprize, Sergiu Ciocan a restabilit egalitatea cu un șut care a trecut printre picioarele portarului dinamovist. În urma acestui rezultat, formația băimăriană ocupă locul 16, iar echipa bucureșteană se află pe locul 14.